Apelurile telefonice și internetul în roaming în statele Uniunii Europene sunt mai ieftine pentru cetățenii Republicii Moldova, la aceleași prețuri ca acasă. Noile tarife au intrat în vigoare la sfârșitul anului trecut. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, tarifele în roaming la datele mobile au scăzut cu până la 96% și la apeluri cu aproximativ 40%. Pot beneficia toți cetățenii de tarife reduse, întrucât s-au redus plafoanele la aceste servicii de roaming. Însă, operatorii au venit pe piață cu oferte, opțiuni și oferte mai avantajoase de roaming date și voce, pe care abonații le pot activa. Tarifele la servicii de roaming pentru cetățenii moldoveni care pleacă în Uniunea Europeană au scăzut de până la 96%. Pentru serviciile de date în roaming și până la 40% pentru serviciile de voce. Noile tarife urmau să intre în vigoare din 1 ianuarie 2024, însă cei trei operatori de telefonie mobilă din Republica Moldova au decis să implementeze acordul din 21 decembrie 2023. Companiile au venit cu propriile oferte în funcție de politica lor comercială. Din decembrie noi am scăzut de două ori tarifele pentru Europa. În două abonamente deja este inclus gratuit absolut trafic de roaming, atât trafic date, cât și minutele în Uniunea Europeană și încă un abonament, noi avem inclus trafic cu România, adică abonament mai accesibil. La fel, pentru toți abonații și cartelă și abonament, avem opțiuni cu voce, cu minute în roaming în Uniunea Europeană la tarif redus. Totuși, autoritățile au stabilit unele plafoane. Actualmente, tariful standard, în dependență de operator, este între 1,50 bani și 1,90 bani pentru apeluri și 10-20 de bani per megabyte la abonament și 3 lei per megabyte la prepay. Tarifele standard pentru abonații din UE care călătoresc în Republica Moldova sunt de 15 euro per gigabit de date și 0,25 eurocenți pentru apelurile primite și 0,35 cenți pentru apelurile emise. Abonații din Republica Moldova au primit cu bucurie vestea că roamingul în țările europene s-a ieftinit și au luat cu asalt operatorii de telefonie mobilă. În special cei care sunt la abonament dau foarte multe întrebări dacă într-adevăr pot suna, pot primi apeluri gratuit cu abonamentul lor, dacă pot accesa datele mobile, dacă într-adevăr toate țările intră din Europa în această ofertă sau nu, adică chiar aș spune că nu-i vine să creadă că a fost această schimbare făcută. Decizia privind scăderea tarifelor de roaming a fost luată pe 31 mai 2023, când a fost semnat un acord între toți operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova cu cele trei mari grupuri de operatori de telefonie mobilă din Uniunea Europeană.